Bună ziua tuturor și mulțumim că ne sunteți alături în cadrul târgului Identicom 2021. Numele meu este Bogdan Nicolescu, membru al echipei de suport tehnic FESTO România și împreună cu colegul meu Nicolae Orășanu, vă vom prezenta în următoarele 15 minute subiectul inteligenței artificiale utilizate în eficientizarea automatizărilor industriale. Pentru început, să discutăm un pic despre cuprinsul prezentării de astăzi. Vom începe cu noțiuni teoretice, câteva informații despre ce înseamnă inteligența artificială, machine learning sau edge computing. Vom continua cu prezentarea generală a Festo Automation Experience. Vă vom prezenta mai apoi câteva exemple relevante din industrie, iar în final vom discuta modalități de implementare Festo AX. În cele ce urmează, îl voi lăsa pe colegul meu Nicolae Orășanu să înceapă cu primul capitol. Bună ziua tuturor, eu sunt Nicolae Orășanu și voi începe cu partea de noțiuni teoretice. Există mulți termeni diferiți pe tema AI și aș dori să încep prin a-i clasifica din punctul nostru de vedere. AI sau inteligența artificială este termenul generic care rezumă toate tehnologiile și metodele care alcătuiesc această inteligență artificială. Următoarele subconcepte, atunci când sunt aplicate producției industriale, ilustrează diferite niveluri de complexitate ale algoritmilor care sunt stocate în fundal. Machine learning sau învățarea automată, cu ajutorul acesteia, sistemele IT sunt capabile să recunoască tipare și legi pe baza datelor și algoritmilor existenți și să dezvolte soluții. Deep learning sau învățarea profundă ajută mașinile să învețe. Mașina este capabilă să-și îmbunătățească abilitățile independent și fără intervenția umană. Reinforcement learning, învățarea prin recompensare, în contextul inteligenței artificiale, înseamnă un fel de programare dinamică ce antrenează algoritmii folosind un sistem de tip recompensă și pedeapsă. Agentul ia decizii în timp pentru a maximiza recompensa și a minimiza penalizarea prin programare dinamică. Transfer learning sau învățarea prin transfer este aplicarea cunoștințelor dobândite prin finalizarea unei sarcini pentru a contribui la soluționarea unei alte probleme conexe. Toate acestea, pentru producția industrială, acest lucru este încă departe. Astăzi vorbim în primul rând despre machine learning. Ce avantaj are AI față de programele de control bine cunoscute bazate pe reguli? Marea diferență, în comparație cu sistemele bazate pe reguli care au fost încercate și testate de mult timp, este capacitatea AI de a învăța independent. Software-ul nu necesită un programator pentru a defini reguli complexe și valori de prag. De exemplu, învață sarcina normală de producție cu fluxurile sale de date sănătoase și apoi recunoaște anomalii care nu trebuie să încalce nicio valoare de prag. Detectarea erorilor bazate pe reguli poate găsi întotdeauna numai erori care sunt deja cunoscute, dar nu găsește o anomalie necunoscută. În plus, programarea unor astfel de reguli poate deveni prea consumatoare de timp, de exemplu cu diferite instalații de producție. La un moment dat, utilizatorul va primi prea multe fals pozitive sau fals negative. Acesta este un decalaj care poate fi închis numai prin autoînvățare. Nu putem discuta inteligența artificială fără să discutăm de machine learning sau învățare automată. De ce amintim despre aceste tipuri de învățare? În funcție de aceste tipuri de învățare există multe particularități în analiza datelor. În funcție de acestea, avem sau nu nevoie de date de antrenament și așa mai departe. Deci, putem distinge trei tipuri de învățare automată. Învățarea supervizată, învățarea nesupervizată și învățarea prin recompensare sau reinforcement. În continuare, vom detalia pe scurt fiecare tip de învățare și vom arăta câteva exemple specific fiecărui tip de învățare. Învățarea supervizată. Într-o configurație de învățare supervizată, variabilele de intrare, date, precum și variabilele de ieșire, output-uri, sunt cunoscute în prealabil. De ce această categorie de învățare automată este numită învățare supervizată? Ei bine, se numește așa deoarece procesul unui algoritm care învață din setul de date de training poate fi gândit ca un profesor care supraveghează procesul de învățare dacă știm răspunsurile corecte. Adică, în cazul de față, vă putem arăta o poză cu o rață și îi spun modelului că este o rață. Îi arăt o poză cu Taz și îi spun modelului că nu este o rață. Îi arăt o poză cu Bugs Bunny și îi spune modelului că nu este o rață. Învățarea se oprește atunci când algoritmul atinge un nivel acceptabil de performanță. În acest proces de analiză a datelor, am nevoie de un set de date de învățare, de antrenament practic a modelului și de calibrare algoritmilor.
Trecem mai departe la un alt tip de învățare, anume învățare nesupervizată. Datele colectate de aici nu au etichete și nu sunteți siguri cu privire la rezultate. Deci, vă modelați algoritmul astfel încât să poată înțelege tiparele de date și să ofere răspunsul solicitat. Nu interveniți atunci când algoritmul învață. De ce această categorie de învățare este automată și este numită învățare nesupervizată? În acest tip de învățare nu există un răspuns corect și nu există un profesor. Algoritmii sunt lăsați singuri pentru a descoperi și prezenta structura de date analizate. Învățarea nesupervizată poate fi mai imprevizibilă în comparație cu alte modele naturale de învățare. Algoritmii de învățare nesupervizată includ gruparea, detectarea anomaliilor, rețele neuronale și altele. De ce învățarea nesupervizată? Iată care sunt principalele motive pentru utilizarea învățării fără supervizare. Învățarea automată fără supervizare găsește tot felul de tipare necunoscute în date. Metodele nesupervizate vă ajută să vă găsiți caracteristici care pot fi utile pentru clasificare. Acesta are un loc în timp real, astfel încât toate datele de intrare să fie analizate și etichetate în prezența cursanților. Este mai ușor să obțineți date neetichetate de pe un computer decât datele etichetate care necesită intervenție manuală. Cel de-al treilea tip de învățare este reinforcement learning. Este cel mai ambițios tip de învățare și poartă acest nume deoarece există o recompensă posibilă în urma unei secvențe de acțiuni. Învățarea prin recompensare. Nu există date în acest tip de învățare și nici nu învățați nimic algoritmul. Modelați algoritmul astfel încât să interacționeze cu mediul și dacă algoritmul face o treabă bună, îl recompensați, altfel îl pedepsiți. Cu interacțiuni și învățări continue, trece de la a fi rău la a fi cel mai bun posibil pentru problema atribuită acestuia. În cazul acestui tip de învățare, algoritmul nostru va lua niște decizii bazându-se pe anumite cerințe specifice task-ului de rezolvat, fie acesta un joc sau ceva orientat către zona de business. Singurul scop al algoritmului în luarea acestor decizii va fi maximizarea unei utilități. Aici vorbim de un agent sau mai mulți agenți care acționează într-un mediu la care este sau sunt supuși și în care se antrenează constant. Pe măsură ce își îmbunătățește cunoștințele și capătă mai multă experiență, el devine tot mai capabil în rezolvarea problemelor pentru care se află acolo. Ușor, ușor ne apropiem de zona lui Bogdan și să vedem unde are loc inteligența artificială în industrie. Pe baza piramidei de automatizare se pot distinge trei zone de prelucrare a datelor, zone în care vom întâlni diferite tipuri de învățare automată și anume zona de edge, margine, zona on-premise, în incintă și zona in-cloud. Algoritmii de învățare automată monitorizează procesele direct pe componentă sau mașină. Soluția pentru a aduce inteligența artificială la mașină, astfel încât toate variantele utile să fie efectuate în timp real la sursa tuturor datelor, este crucială pentru multe aplicații. Time to market sau TTM este o abreviere care descrie perioada de timp necesară de la ideea inițială la produsul finit, indiferent dacă este vorba despre o campanie de marketing, un produs sau un alt proces operațional. On-premise. Dacă componenta la nivel de câmp detectează o abatere suficient de mare de la starea normală, raportează această anomalie centrului de control care este instalat pe un server intern. Din acest centru de control, acum poate fi apelat un mesaj relevant de la un expert uman sau poate fi urmărit o recomandare cunoscută de acțiune, comandarea pieselor de schimb prin ERP, fereastră pentru planificarea întreținerii sau altele. Datele agregate și modelele de analiză și predicții extrem de complexe sunt procesate sau învățate într-o soluție de cloud. Interfața intuitivă a utilizatorului serviciilor inteligente Festo IoT elimină necesitatea unei cunoștințe aprofundate de programare. Clienții ar trebui să poată lucra în cloud folosind doar câțiva pași, combinat cu stocarea centrală a datelor, date disponibile la nivel global și, în pasul următor, analiza datelor. Termenul ET, Enabling Technologies, definește aceste tehnologii favorabile procesului. Datele ar trebui optimizate și comparate pe plan intern.
Punctele slabe ale procesului ar trebui identificate și rezolvate. Dispozitivele de la nivelul câmpului pot comunica între ele, precum și să transfere informații la nivelul superior, local sau direct în cloud, în funcție de arhitectură. În continuare, am să-l las pe Bogdan să vă prezinte implementarea ale Festo cu aceste concepte. Bun, îți mulțumesc mult, Nicu. În continuare o să vă prezint ce reprezintă efectiv Festo Automation Experience pentru Festo. În primul rând, Festo are o abordare strategică în industria de inteligență artificială. Festo este în momentul de față lider mondial în producerea și comercializarea tehnologiei de control pneumatic și electric pentru automatizările industriale și de proces. Avem o echipă internațională de experți, suntem prezenți în peste 176 de țări și avem peste 300.000 de clienți fideli. În plus, recent, Festo a achiziționat compania germană Resolto, companie specializată în producerea de software și lider în domeniul inteligenței artificiale pentru segmentul automatizărilor industriale. Avem astăzi o echipă experimentată de cercetători și dezvoltatori ale aplicațiilor software. Sunt soluții de inteligență artificială testate și validate în cadrul unor procese de producție automatizată la nivel industrial. Care ar fi efectiv modalitățile de optimizare? Există mai multe variante, mai multe soluții de îmbunătățire a indicativului de eficiență, cel OEE. În primul rând, putem să discutăm despre calitate predictivă. Prin acest mod, se îmbunătățește per total calitatea procesului de producție prin monitorizarea și analiza continuă a datelor de proces și detectarea problemelor de calitate. În al doilea rând, putem aborda problema prin intermediul consumului energetic predictiv. În acest fel, se optimizează consumul energetic prin monitorizarea și analiza continuă a datelor și a anomaliilor din înregistrări. Putem de asemenea să discutăm despre mentenanță predictivă. Se prezic în acest fel defecțiunilor și se reduce timpul întreruperilor neplanificate a producției prin monitorizarea și analiza continuă a parametrilor caracteristici echipamentelor. În ultimul rând, există software-ul Festo denumit Smartenance. Acest software include toate activitățile legate de mentenanță într-un mediu cloud ușor accesibil. Oferă suport API pentru integrare perfectă și o aplicație mobilă pentru acces facil direct în linia de producție. În continuare, putem să vă prezentăm și câteva exemple practice din industrie. Spre exemplu, abordarea de calitate predictivă se poate implementa prin intermediul unui sistem vision bazat pe analiză vision cu inteligență artificială. Practic, se corelează datele de producție cu informațiile legate de posibile cauze ale defectelor detectate și se efectuează în acest fel o modalitate de calitate predictivă pentru fiecare piesă procesată pentru a reduce numărul de piese rejectate. Varianta de consum energetic predictiv se folosește pentru a asigura, cum am spus, reducerea costurilor prin minimizarea consumului energetic. De exemplu, sistarea alimentării cu aer comprimat atunci când utilajul este oprit. În varianta de mentenanță predictivă, putem să discutăm despre asigurarea performanțelor constante ale echipamentului ce formează un proces de fabricație. În acest mod, ne dorim să creștem productivitatea prin reducerea timpilor de oprire neplanificați. Spre exemplu, vrem să monitorizăm uzura unui echipament pentru a optimiza operațiunile de mentenanță. Smartenance-ul, așa cum am spus, poate fi utilizat pentru a coordona activitățile de mentenanță într-un mod eficient. Este necesar un acces facil și rapid la toate operațiunile, informațiile, istoricul și procedurile de mentenanță. Este o soluție integrată ce oferă suport complet pentru activitățile de mentenanță, piese de schimb, documentație, etc., fiind în acest fel cheia succesului. Iată în acest slide și o vedere de ansamblu detaliat a arhitecturii Festo Automation Experience, în care se pot observa caracteristicile fiecărui strat, precum și interdependențele dintre acestea. Putem observa de asemenea și conectivitatea perfectă, flexibilitatea și scalabilitatea ridicată a acestei arhitecturi Festo Automation Experience, fapt ce ne dă posibilitatea să ne îndeplinim cu succes de la cele mai simple până la cele mai complexe cerințe. Ce reprezintă machine learning? Pe baza datelor de la mașini, un model de inteligență artificială este învățat prin utilizarea algoritmelor de învățare automată Festo AX, care cunosc starea operațională normală a mașinilor. Modelul este adaptat în mod optim la datele clientului prin ajustarea parametrilor modelului pentru a obține cea mai bună calitate de predicție posibilă. Modelul calculează un scor de anomalie pe baza datelor mașinii. Un scor scăzut de anomalie înseamnă că aparatul se află în starea normală învățată anterior.
După procesul inițial de învățare, modelul este aplicat datelor live de la mașini și încep să se analizeze. Dacă modelul detectează abateri de la starea operațională normală învățată, din aceste fluxuri de date, scorul de anomalie crește și o notificare este transmisă utilizatorului. În notificarea către utilizator, modelul învățat calculează automat ce semnale de intrare au fost decisive pentru abaterea de la starea normală învățată. Aceasta oferă utilizatorului o analiză automată a cauzelor și care ajută la localizarea sursei erorii. În plus, este posibil să se clasifice tiparele cunoscute de anomalii, adică să le ofere un diagnostic sau recomandări de acțiune. Dacă un model de anomalie deja cunoscut este recunoscut de model, utilizatorul este notificat direct cu privire la diagnosticul corespunzător sau la acțiunea recomandată în plus față de localizare. Folosind principiul Human in the Loop, alte tipare de erori pot fi clasificate în timpul funcționării, creând o bază de cunoștințe extinsă și concretizând calculul. Festo AX este o soluție independentă de producătorul de utilaj sau echipamentul monitorizat, acest lucru însemnând că nu este limitată la echipamentele Festo, fiind necesar doar un set de date relevante pentru analiză. În continuare vă propun să discutăm câteva exemple relevante din industrie. În primul rând, avem un exemplu din industria automotive. Provocările principale au reprezentat de nevoia de a monitoriza continuu peste 3000 de cleci de sudură. Avem de asemenea și o varietate ridicată a configurațiilor, dificil de abordat din punct de vedere al unui sistem de condition monitoring. Soluția Festo a constat în achiziția de date și determinarea parametrilor de proces în funcție de procesul de sudură specific fiecărui tip de echipamente și produs. Transferul de date via MQTT către serviciul de cloud Microsoft Azure, condition monitoring pentru grupuri de aparate de sudură, utilizarea modelelor de machine learning pentru a detecta anomalii și a clasifica tipurile de erori. Scopul a fost reducerea incidentelor critice cu până la 75%. Un al doilea exemplu vine din industria automatizărilor discrete în diverse sectoare. În acest caz, provocările constau în: presarea și alipirea sunt pași uzuali în multe procese discrete de producție. Uzura componentelor poate reduce calitatea procesului de presare a pieselor. Detecția automată a problemelor de calitate din proces și a factorilor cauzatori este adesea imposibilă. Soluția în acest caz s-a bazat pe kitul de servopresă Festo YJKP. Acesta a permis analizarea datelor existente de produse și colectarea în kitul de servopresă, învățarea procesului din setul de date disponibil și analizarea în timp real utilizând Festo Automation Experience pentru detecția timpurie a problemelor de calitate. De asemenea, a fost posibilă determinarea automată a factorilor de proces care au un impact major asupra calității procesului. S-a obținut în acest fel o creștere a calității a procesului de producție. În ultimul rând, avem și un exemplu din industria de food and beverage. Provocările în cadrul acestui proiect au constat în reducerea consumului energetic din stațiile de ambalare și detecția automată a anomaliilor. Soluția Festo a fost implementarea unor senzori adiționali de măsurare a presiunii și a debitului de aer pentru a determina nivelul minim necesar. Analiza componentelor pneumatice sau non-pneumatice pentru a identifica anomaliile de performanță ale utilajelor și monitorizarea avansată a stării de funcționare. S-a obținut prin acestea reducerea consumului energetic din stațiile de ambalare. În continuare vă vom prezenta modalități de implementare a Festo Automation Experience. Avem astfel o abordare generică care pleacă, bineînțeles, de la colectarea datelor. Trebuie să definim împreună datele de proces relevante, să verificăm dacă acestea necesită senzori suplimentari, să analizăm rapoartele de overall efficiency și să sincronizăm datele în PLC cu anumite timestamp-uri. Pasul următor reprezintă filtrarea datelor. Filtrăm astfel datele irelevante. Transformăm setul de date relevant în formatul preferat. Verificăm parametrii sau valori lipsă. Eliminăm date incomplete sau irelevante. Următorul pas îl reprezintă explorarea datelor. Adică definim măsuri ce pot fi implementate, recunoaștem tipare și trenduri în seturi de date, integrăm dependențele dintre variabilele de proces. Următorul pas reprezintă construirea efectivă a unui model. Selectăm modelul potrivit de machine learning, modelul de regresie liniară sau modelul de rețea neuronală. Dacă am construit un model, trebuie să-l și învățăm. Astfel, utilizăm setul de date format pentru antrenarea modelului. Trial and error cu diferiți parametri sau trial and error cu diferite iterații. În cazul în care nu obținem un model eficient, deci pasul de evaluare a modelului nu este validat, ne reîntoarcem la construirea unui model.
Dacă am reușit să evaluăm modelul și el este corect din punctul nostru de vedere, definim un anumit grad de acuratețe, utilizăm setul de date pentru a îl evalua, calculăm acuratețea modelului obținut și luăm decizii legate de modificări suplimentare ale modelului. În final, avem o posibilitate de a obține predicții în timp real, adică rulăm algoritmii de inteligență artificială cu datele colectate în timp real și avem o predicție și afișare a anomaliilor. Cum procedăm? Fiind vorba de proiecte complet individuale, este imposibil să definim o rețetă de abordare universal valabilă. În primul rând, pornim de la cerințele și așteptările dumneavoastră. Aveți nevoie de o îmbunătățire a calității, creșterea eficienței energetice sau creșterea productivității sau toate cele menționate anterior? În funcție de cerințele impuse, este necesar să analizăm în detaliu procesul de fabricație și să identificăm împreună cu dumneavoastră KPI-urile și punctele sensibile ale echipamentului, utilajului, liniei de fabricație sau întregii fabrici monitorizate. Bineînțeles, amintindu-ne de faptul că Festo AX este o soluție ușor scalabilă, recomandările noastre sunt să începem cu o serie de echipamente cheie, cu un impact decisiv asupra procesului dumneavoastră, astfel încât impactul și rezultatele unui proiect pilot să fie maximizate pentru a putea fi ulterior ușor de extrapolat și extins mai departe. După ce am definit KPI-urile, punctele sensibile din proces și echipamentele vizate, putem propune un draft de arhitectură de sistem care să constituie baza discuțiilor viitoare. După parcurgerea tuturor pașilor menționați anterior, putem să ajungem la o formă finală care să conțină o interfață cu utilizatorul în care să regăsim principalele informații relevante ale procesului. Putem să afișăm toate datele relevante de proces, precum și un indicator global care să le însumeze. De asemenea, se poate realiza și un layout 2D al întregii fabrici care să conțină informații legate de unde anume pot să apară anumite erori în fluxul de fabricații. În final, vă propun să vedem și un exemplu practic. Avem în partea din stânga un dashboard Festo Automation Experience pentru o mașină de sudur. Puteți să observați parametrii de proces relevanți, care în acest caz reprezintă timpul de avans al cleștilor de sudură, precum și timpul de retragere al acestora. În cazul în care se observă anomalii în timpii de poziționare ai cleștilor de sudură, se vor genera imediat alerte către personalul de mentenanță. Acest lucru poate determina acțiuni de mentenanță preventive care să prevină defecte de calitate sau blocări neplanificate a producției. Vă mulțumim pentru atenție. În continuare vă invităm să vizionați și restul videourilor informative ce descriu noutățile Festo Automation, iar pentru informații suplimentare vă invităm să ne contactați pe adresa tehnica@festo.ro sau prin intermediul contactului noastră Festo. O zi bună!